și a venit astăzi în Camden Market, fraților, să încerc niște mâncăruri faimoase pe care le-am văzut pe TikTok și vă voi povesti cum am reușit să fac 1 milion de urmăritori. Haideți cu mine, mă! Din câte am înțeles, undeva prin anul 1974, pe 30 martie a început un mic târg aici și s-a ajuns până în ziua de astăzi la ce o să vedeți în imagini. Îmi place foarte mult cum sunt făcute clădirile, ceea ce în Londra nu prea-ți dă voie să faci chestia asta, dar se pare că în zona asta sunt colorate, un amalgam din ăsta de culori, de modele, pictate de către oameni, super tare. Chiar mișto. Și după cum puteți vedea, foarte mulți oameni în continuare. Duminica nu prea e o idee bună să vii aici, dar ce tare arată clădirea asta de la Ray-Ban. Și lângă, nu știu, Parisul. Super tare. Chiar mișto. Podul ăsta cu apă arată super, super, super tare. Nu știu, de ce așa cu gândul la o altă țară, nu știu. Dar foarte mișto. Lipsește o gondolă. Super. Chiar îmi place vibe-ul ăsta din zona asta momentan. Frumos. Și foarte tare faptul că văd că lumea și-au pus aici lăcățele. Deci, dacă te întorci peste ani de zile, o să le găsești. Super tare ideea. Uite, tot ziceam de gondole, dar le văd că e acolo o bărcuță care vine pe apă. Deci se poate să și închirieze. Nebunie! O să încerc niște suc din ăsta de portocale pentru prima dată. I'll take 3, please, yeah? Large. Hai că arată super. It's fresh, yeah? Yeah. Can we pay cash? Yeah, yeah, okay, fine. I'll pay cash. Okay. Și se pare că pentru 3 sticle din astea de suc de portocale fresh m-a costat 18 lire. Nu zic nimic, asta e, na, astăzi e de pe cheltuială, dar... Ce zice, se merită? Scrieți în comentarii, se merită? Și am găsit celebrele umbrele de la Camden Town, care arată așa. Bineînțeles, realitatea este diferită pentru că oamenii toți fac poze ca și mine cum filmez în momentul de față, dar arată drăguț. Cărămida și cu aceste umbrele colorate chiar au un impact drăguț. Fraților, și după cum am spus, am ajuns aici, da, în Camden Market. Am cumpărat niște chestii din astea chinezării sau tai sau habar n-am, nu mai știu ce sunt, dar e cu chicken. Și haideți să vă spun cum am reușit să fac 1 milion de urmăritori pe TikTok. Fiți atenți! Scuzați-mă că vorbesc cu gura plină. Uitați-vă și voi ce nebunie este aici. Este foarte, foarte aglomerat. Din păcate am ales o zi foarte proastă din punct de vedere al aglomerației să vin aici. În anul 2019, în luna decembrie, pe data de 26, am postat primul meu clip pe TikTok. Bineînțeles, pentru cei care nu știți, eu m-am apucat de gaming, prima dată mă jucam FIFA. Și am renunțat la FIFA și am zis că gata, mă apuc de TikTok. Și m-am apucat de TikTok, fraților, și în ziua de astăzi am reușit să acumulez 1 milion de urmăritori. Și vreau să le mulțumesc tuturor cei care mă urmăriți de 3 ani de zile, aproape 3 ani de zile, 2 ani și 8 luni de zile. Uitați-vă și voi cum arată mixul ăsta. Este nebunie. Cred că vă plouă și vouă în gură. Pentru că mie îmi place foarte, foarte mult. E foarte mișto, e foarte tasty. Și mai am încă o surpriză pentru voi, fiți atenți. Am primit placa asta de la TikTok, fraților, care spune felicitări pentru 1 milion de urmăritori, ceea ce este o realizare foarte mare pentru mine, pentru că nu am muncit degeaba și sunt foarte mândru. Deci, asta este placa. Nu știu altceva ce să vă mai zic. Hai să devorăm în continuare bunătățile astea
Și dacă vă place genul ăsta de clip, spuneți-mi dacă vreți să mai vizitez diferite locații, să încercăm mâncare, iar eu mă voi duce. În tot acest timp am cunoscut oameni foarte frumoși. Apropo, ce mănânc aici se numește churros. E cu ciocolată. Am cunoscut oameni foarte frumoși, oameni răi, oameni buni, toate cele. Pentru că atunci când faci cu pasiune, când muncești mult și faci lucruri, n-ai cum să nu dai de oameni buni și oameni răi. Este parte din viața noastră, înțelegeți? Ce să vă zic? Vă pup! Am mai cumpărat aici un bubble waffle, dar este varianta de Anglia. Și ce să vă zic, fraților, dacă revenim din nou la discuția cu urmăritorii, creșterea pe social media, vreau să vă sfătuiesc să postați, să fiți constanți și să munciți, dacă vreți să vă atingeți visele, da? Vă pup pe toți și mulțumesc încă o dată că mi-urmăriți clipurile. O zi bună! Pa!